campionatului Albaniei. A marcat 14 goluri pentru Castrioti. Se cere penalti, dar a fost offside. Într-adevăr, șutul lui Strohmeier l-a lovit în mână pe Piccolo. Oricum, distanța era foarte, foarte mică. Fusese însă o poziție de offside acolo, semnalizată la timp de Octavian Șop. Este offside. Publicul este nemulțumit. La prima vedere și eu am crezut că Benga a atins mingea. N-a fost însă așa. Mureșan n-a dat multe goluri în carieră. Trei dintre ele sunt însă împotriva oțelului. A marcat și aici în sezonul 2008-2009, când CFR-ul obținea o remiză. Mureșan față în față cu Brăneț, 1-0 pentru CFR Cluj. Minutul 7. În mod normal, penaltiurile pentru CFR le bate Cadu. Cadu este însă doar rezervă. Mureșan a lipsit în runda trecută, în meciul cu Vasluiul. A acuzat o ușoară lovitură. Cred că este penalti. În orice caz, la minutul 91 se va discuta pe seama acestei faze, fără discuții. Bucuria lui Andone, golul a venit însă bună, alături de băiețelul său născut în România. O acțiune bună din nou a oaspeților, o acțiune a lui Valente, care centrează, ocazie mare de 2-0. Blochează Sârghi în fața lui Roni. Încă o dată un șut centrare a lui Rui Pedro. Da, nu a fost un foul foarte dur, este roșu pentru Mureșan. Oh! A văzut bine Colțescu, cred, nu poate să iau asemenea decizie. Văd pe Gălățeni îngrijorați în urma acestei intervenții. Probabil, eu de aici, de la distanță, nu mi s-a părut nimic foarte grav, dar, într-adevăr, Strohmeier este strivită, glezna lui Strohmeier, pur și simplu de Mureșan, care primește roșu direct. Decizie încă o dată importantă, dar corectă, a lui Colțescu. S-ar putea ca Strohmeier să fie accidentat foarte grav. Ați văzut cum i-a flambat glezna? La o asemenea fază, Silviu Ilie s-a accidentat grav și lipsește și va lipsi multă vreme. Urât. Urât și un cartonaș roșu pe deplin meritat. Atacă, pierde însă mingea, a blocat perfect Rui Pedro și iată vine contraatacul cu această acțiune excelentă a lui Bastos. Offside, golul marcat de Roni nu este valabil. În apărarea celor de la CFR, Strohmeier se întoarce bine, frumoasă fază și un șut al lui Băjenaru cu stângul peste poartă. Sabou este cel care l-a descoperit pe Băjenaru la Progresul în ligile inferioare și l-a adus la Gloria Bistrița. Poate cea mai izbutită, cea mai reușită acțiune a... Gălățenii se reîntorc în propria jumătate. Andone le cere oamenilor săi să iasă din defensivă, să iasă la pressing. Incango, deviere frumoasă spre Giurgiu. Faza continuă cu Strohmeier, Băjenaru la Incango. Gol! După două ratări, atacantul francez înscrie. Minutul 38. S-au mai dat acolo niște cartonașe galbene. Cred că a primit Bastos un galben. Se resimte Giurgiu, care a fost călcat tare în acel moment, în momentul pasei. A lăsat însă foarte bine, foarte inspirat legea.
Pasă frumoasă a lui Neagu pentru Râpă. Râpă este întâmpinat de Sepsi. Centrare excelentă și incredibil. Iorga trece pe lângă minge. Nu... minge întoarsă pentru Godmeș. Sepsi rezolvă pentru moment Sârghi. Da, încă o dată cred că a văzut bine Colțescu. Roni numai asta a vrut. Și este gol marcat incredibil de Roni. 2-1 pentru cei de la CFR Cluj. O fază care nu a anunțat nimic. Mai mult 10, incredibil. Tocmai spuneam că Sebastian Colțescu a procedat perfect. Bastos a vrut clar să obțină acea lovitură liberă. S-au relaxat cei de la Oțelul și vine șutul pe colțul lung. Pe colțul scurt, pardon. Brăneț surprins de această execuție a brazilianului care n-a mai marcat. Recuperează Sârghi, acum Giurgiu. Giurgiu cu un șut cu pământul. Foarte bun. Și Iorga. Iorga foarte bine pentru Giurgiu, care intră în careu, scoate pentru Neagu. Dribbling reușit. Neagu centrează pe colțul lung. Pena nu lovește mingea cum trebuie. Una dintre